Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi discutăm despre Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii ocupă partea centrală a continentului nord-american, nord-vestul acestuia, dar și arhipelagul Hawaii, situat în largul Oceanului Pacific. Suprafața totală a teritoriului Statelor Unite ale Americii este de peste 9,83 de milioane de kilometri pătrați, comparativ România are o suprafață de doar 238.397 de kilometri pătrați. De câte ori este mai mare suprafața SUA față de cea a țării noastre? Trimitem răspunsul în secțiunea de comentarii acestui video. Mergem mai departe. Relieful Statelor Unite este variat. În vest se desfășoară lanțurile muntoase înalte, în partea centrală podișurile, iar în est și sud-est câmpiile. Și în partea estică întâlnim un lanț muntos, munții Apalași. Alaska are un relief predominant muntos, aici întâlnindu-se și cel mai înalt vârf din SUA, McKinley, 6194 de metri. Arhipelagul Hawaii este de origine vulcanică, aici aflându-se vulcanul stins Mauna Kea, care se înalță 4205 metri deasupra nivelului mării și alți 6000 se află sub apele oceanice, fiind astfel, de la bază la cel mai înalt punct, cel mai înalt munte de pe Terra. Observăm în imagini muntele Denali sau McKinley, Marele Canyon, munții Apalași, podișul Colorado, dar și delta fluviului Mississippi. Statele Unite au pe cele mai mari întinderi o climă temperată, cu nuanțe în raport de depărtare față de ocean. Partea de sud are un climat subtropical pe alocuri arid, Alaska un climat subpolar, iar Hawaii un climat tropical oceanic. Rețeaua hidrografică a Statelor Unite ale Americii este una complexă, cuprinzând fluvii cu lungimi mari și debite însemnate tot timpul anului, cum sunt Mississippi, cu afluenții principali, Missouri și Ohio, Columbia, Colorado, Rio Grande, dar și complexul Marile Lacuri, care cuprinde Lacul Superior, Lacul Huron, Lacul Michigan, Lacul Erie și Lacul Ontario, o parte din suprafața acestora fiind împărțită cu statul canadian. De asemenea, rețeaua hidrografică a Statelor Unite cuprinde ghețari în nord, în nordul și vestul Alaskei, dar și izvoare termale cu geizere. De asemenea, în Alaska întâlnim un fluviu important numit Yukon. Cascada Niagara, aflată la întâlnirea lacurilor Erie și Ontario, este cea mai vizitată cascadă din lume și unul dintre cele mai vizitate obiective turistice la nivel mondial. Acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Documentați-vă din diverse surse, manual, atlas, cărți de la bibliotecă, articole științifice de pe internet sau alte surse și descoperiți zonele biogeografice din SUA, 5 specii de animale caracteristice SUA, numele a 3 arii protejate sau parcuri naționale din SUA și motivul pentru care au fost declarate arii protejate, adică importanța acestora. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!